Bună dimineața la amiază! Salutare și bine v-am găsit la un nou video. Foarte important. Asta e a doua zi după turnarea șapilor. Dacă pasurile sunt făcute bine și sunt făcute la soară, v-am explicat cum e cu dungile alea pe perete acolo, cum se face. Dacă n-ați văzut, tot cum vedeți, am pus mortarul în 3 pasuri și acum cu ajutorul unui dreptar. Da, putem să o punem de un fotbal aici. Vedeți, cam așa arată. Vedeți cum e culoarea pasului. E o culoare mai închisă. Iar acum, ce-am turnat acum, are o culoare mai sticloasă, mai strălucitor. Deci, vedeți, am pus apă, nisip, la două roabe de material de șapă, la două roabe potrivite, nu full. Salutare și bine te-am găsit, sau bine te-am regăsit. Mulțumesc dacă ai venit din nou aici pe canal pentru a vedea viața de pe șantier. Astăzi e o nouă zi, o nouă etapă pentru noi. Dacă în episodul trecut ați văzut cum facem pasurile, cum începem propriu zis șapele, cum realizăm primul pas pentru a turna șapele, astăzi vă arăt cum le turnăm propriu zis. Cum venim cu mortarul între cele două fâșii, urmat ca ulterior să venim cu dreptarul, tăiem tot materialul pentru a scoate o suprafață perfect dreaptă. Nu vă mai țin cu multe pălăvrăgeli de-asta de introducere, intrăm direct în pâine și vă arăt cum turnăm mortarul și cum realizăm. Cum am spus eu și în foarte multe alte videouri, o operațiune simplă, dar care necesită atenție. Dacă avem atenție sporită, treaba iese perfect. Continuăm cu turnatul șapelor, am ajuns la partea de jos, o să vă arăt partea de sus, am terminat-o, nu am apucat să filmez acolo că am avut destul de mult treabă și nu am mai avut timp de filmat, dar o să vă arăt la partea de jos, aici. În episodul trecut ați văzut cum am făcut pasurile, adică astea, aici ca să încadrez dreptarul de 2 metri am fost nevoit să facem 4 pasuri, nu mergea din 3. Dar voi trebuie să calculați 2 metri cât are dreptarul ca să puteți să trageți, să vedeți cum e aici, în față. Am făcut pasurile, după aia venim cu betonul, cu mortarul ăsta format din nisip și ciment, venim între pasuri, tragem frumos cu dreptarul și scoatem la drept totul. Dacă pasurile sunt făcute bine și sunt făcute la soară, v-am explicat cum e cu dungile alea pe perete acolo, cum se face. Dacă n-ați văzut, mergeți pe canal la celălalt video și o să vedeți exact procedeul. Noi avem niște scânduri pus aici pe unde mergem cu roaba, pentru că având polistiren de sub, ca să nu deteriorăm polistirenul, să nu afectez copexul ăsta pe unde trec firele de la curent, să nu afecteze țevile de la încălzire, de la apă. Am pus niște scânduri suspendate, avem niște chestii puse de sub aici ca să le țină distanțate de la polistiren, să treacă pe deasupra pasurilor ca să nu deteriorăm nici pasurile. Cam așa se trage materialul. Tot cum vedeți, am pus mortarul în 3 pasuri și acum cu ajutorul unui dreptar trebuie să nivelăm la nivelul pasurilor. Tragem de mai multe ori până el iese așa cum trebuie. Cel care trage la dreptar să mănânce bine ca să aibă forță. Cam așa arată, vedeți? Cu cât mai multe treceri, cu atât e mai bine, cu atât iese suprafața mai netedă. Deci, ușor, cu calm, se realizează totul. Avem o scândură aici care o scoatem. Am arătat dacă folosim mai multe scânduri pentru a putea să ne deplasăm așa cum trebuie pe aici, ca să nu deteriorăm polistirenul, să nu deteriorăm nici copexul, țăbile de la încălzire. E o operațiune foarte ușoară, dar cum am mai spus eu până acum, auzi, când priviți, e o operațiune foarte ușoară. No, și practic e ușor, doar că trebuie atenție și
la mâncarea de la prânz să fie ceva carne. Ceva consistent. Dacă este consistent, nu e nicio problemă. Treaba merge foarte bine. Avem un betonier afară care facem mortarul și îi dăm în continuare. După încă vreo câteva ore de muncă, haideți să vă arăt acum cum facem betonul pentru șapă. Beton, mortar, nici nu știu cum e denumirea. Șapa, propriu zis, materialul pentru șapă. Am spus că îl facem la o betonieră, la o betonieră din asta normală. Sper să mă înțeleg de zgomotul produs de betoniera asta, de 97 de decibeli, dacă nu mă înșel. E o betonieră nouă cumpărată zilele astea. Cealaltă a fost bună, am adus-o bună, am pus-o în funcțiune și la urmă a fost rea. Nu a mai funcționat. A funcționat o singură roabă și după aia nu a mai vrut. Am încercat să o reparăm fără sos de izbândă, n-am reușit. Așa că am achiziționat alta nouă. Deci vedeți, am pus apă, nisip la două roabe de material de șapă, la două roabe potrivite, nu full. Punem o jumătate de sac de ciment. Ciment de la Carpat Cement, dacă nu mă înșel, din asta de bicaz, cred. Puteți să folosiți orice ciment vreți voi care îl găsiți în comerț. Ăsta v-a dus proprietarul, de ăsta folosim. E foarte simplu. Deci puneți apa, puneți câteva lopezi din nisip, după aia puneți cimentul și faceți materialul în așa fel încât să fie omogen, să fie, nu știu cum să vă explic, o smântână, așa, poate puțin mai gros decât o smântână. Avem aici meseriașul care face materialul. Cam așa arată în interior. Deci vedeți, nu e nimic dificil. Dacă nu aveți suprafețe mari de turnat, materialul ăsta se poate face și la mână, undeva jos, amestecat, nisip cu ciment. Dacă vreți, puteți să puneți vreun aditiv, ceva, nu știu, minuni, dacă vreți minuni din astea. Nu este cazul, pentru că betonul este foarte dur și are o rezistență bună în timp. Cam așa arată. Închid și vă arăt la partea din interior continuare. Cam gata, am finalizat programul de astăzi. Cam ăsta e stadiul la care am ajuns. Am turnat șapa la partier, aici în zona livingului, o suprafață destul de mare. Avem bucătărie aici, puteți să vedeți am cum arată la final. Am turnat și în baie, chiar acum am terminat baia. Am făcut pasurile pe hol. Mai avem ceva timp din program, dar abia am făcut pasurile și deci nu putem să turnăm între ele acum. Atâta timp cât pasurile încă sunt verzi, verzi mă refer că betonul încă e moale, nu putem să venim cu dreptarul pe ele. Dacă tragem cu dreptarul, se afundă în materialul ăsta și nu reușim să scoatem suprafața dreaptă. Lăsăm așa până mâine, mâine intrăm aici și în noaptea asta tragem materialul, se întărește materialul nostru și mâine intrăm. Haideți să vă arăt și la partea de sus. Cred că v-am mai arătat astăzi o tură, dar nu mai țin minte exact, v-am mai arăt acum. Asta e partea de sus. Cam așa arată. Aici e balconul. Aici avem un electropalan. Ați văzut, au ce frumos bate soarele. Am pune soarele acum. Aici avem un electropalan care ne-a ajutat enorm de mult și am ridicat materialul sus, la partea de masată. Iată că am finalizat living-ul. Iată, putem să o punem de un fotbal aici. Vedeți, cam așa arată. Arată sticlos așa. După ce se întărește, o să aibă o culoare mată. Am tras tot pe deasupra pasurilor. V-am mai arătat și astăzi, v-am arătat și în celălalt video și el a un pas cum se realizează. Acum am venit cu betonul și am turnat între pasuri. Cu ajutorul unui dreptar am nivelat toată suprafața ca să iasă așa cum e aici plan. Am ajuns în bucătărie acum, aici se poate observa foarte bine diferența unui turnat și unui noi turnat. Vedeți cum nivelăm, aducem totul la aceeași
la același nivel, cu o suprafață perfect plană. Vedeți acolo cum trage cu pasul, se duce din nou în spate, trebuie revenit de vreo câteva ori pentru a scoate tot materialul, pentru că atunci când este cantitate mai mare, pasul are tendința să se ridice deasupra mortarului și nu ia întreaga cantitate înainte și trebuie revenit iarăși, iarăși de câteva ori până suprafața noastră devine așa ca aici. Vedeți cum e culoarea pasului, e o culoare mai închisă, iar acum ce am turnat acum are o culoare mai sticloasă, mai strălucitor. Vedeți, am pus niște scânduri ca să putem să trecem cu roaba, să nu deteriorăm nimic ce e pe jos pe aici, nici polistirenul, nici copexul, țevile. Cam așa arată situația pe aici, pe la intrare. E o curbă destul de strânsă și nesemnalizată corespunzător, așa că o sări din roabă. Și vreau să vă arăt aici la intrare, ca să mă dau cu soarele în spate, ca să puteți să vedeți. Aici, la intrare, întotdeauna protejați ușile. Vedeți, noi avem o folie de plastic, iar ușa fiind destul de îngustă, e aproape cu câțiva centimetri mai mare decât roaba, așa că am pus două profilii CD-uri, unul în stânga, aici, unul în dreapta. Le-am prins cu niște bandă din asta de hârtie, ca să evităm contactul roabei cu ușa. Dacă dăm cu roaba în ușă, fermăm ușa, după aia proprietarul ne pune la plată. Așa că ne-am luat toate măsurile de siguranță ca să fie totul în regulă. Vedeți, să vă arăt și la partea de sus cum a ieșit. Avem un radio aici, tocmai ascultăm știrile cu invazia din Ucraina. Sperăm să ia sfârșit cât mai rapid. Vedeți, aici a început deja să tragă materialul, începe să o suge. Aici e turnat acum câteva ore. Am lăsat ușile deschise ca să formeze curent și să usuce cât mai rapid. Temperatura e nemaipomenită pentru a turna genul ăsta de șapă, pentru că uscarea e mai lentă, evaporarea apei din material nu e atât de rapidă ca vara când sunt 30-30 ceva de grade. Și cu cât evaporarea e mai lentă, cu atât e mai bine. Rămâne mult mai uniform materialul. Nu merg mai încolo ca să nu se evit greșeala și să calc pe aici să stric ceea ce am făcut. Cam așa se prezintă. Avem cele trei dormitoare, deja sunt două dintre ele. Deja sunt făcute de ieri, sunt trasă și ultima mână, sunt tăiate ultima mână. Vreau să vă arăt aici în spate. Aici avem o suprafață unde încă nu e pus, așteptăm să se întărească, punem și aici și după aia venim cu dreptarul de aici, de pe pasurile astea două, până aici, ca să scoatem și suprafața asta dreaptă. Dar întâi așteptăm să usuce partea care am turnat-o. Foarte important, asta e a doua zi după turnarea șapilor. Deci, a doua zi după ce s-a întărit, e obligatoriu de intrat pe șapă și trebuie tăiat încă o dată, pentru că oricât ai încerca din prima, atunci când e moale mortarul, sper să mă înțeleg că e gălăgie, oricât ai încerca din prima să scoți perfect drept, nu o să iasă. La urmă, el o să mai rămână în anumite zone mai înalte și foarte important, a doua zi cât mortarul este încă moale. Dacă îl lăsați 2-3 zile, nu mai reușiți să faceți nimic. Dar așa, în condițiile astea, merge ras și scos exact la nivel. Vedeți, acum este o planitate perfectă. Nu e o operațiune dificilă, trebuie un dreptar să fie măcar de 2 metri ca să prindă suprafață mare. Dacă e ceva mic, ia pe zone mici și automat nu o să iasă rezultatul dorit. Dar așa, la un dreptar din asta din minim 2 metri, prinde o suprafață mare și scoate o suprafață foarte dreaptă. Nu cred că iese 100%, în construcții e absolut imposibil să iasă totul perfect 100%, dar trebuie să iasă în proporții foarte mari
bine. Atunci când venim cu folia de parchet, cu parchetul, să fie totul în regulă, să fie totul drept. Cam așa arată operațiunea asta, deci nu uitați, a doua zi veniți cu și tăiați cu dreptarul de 2 metri. Dacă acum, cum e în februarie și vremea ne permite, el e moale, dar pe timpul verii, când temperaturile sunt crescute de 28-30 de grade, atunci trage mai rapid și e posibil ca dimineața să-l turnați și undeva spre seară să reușiți deja să trageți mortarul, să-l tăiați la pitare când intrați. Deci aveți mare grijă, probați să-l să fie în regulă. Cam atât pe astăzi, sper că ți-am arătat și astăzi lucruri interesante. Ți-am arătat încă o zi de muncă de aici, de pe șantier. Am arătat viața care o avem noi pe șantier, etapele prin care trece o casă ca să devină acasă. Cam atât din video de astăzi. Dacă nu ai făcut-o încă, mai jos găsești un buton cu abonează-te. Eu te sfătuiesc să o faci. Apasă și clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când postez. Dă-mi un like pentru că pentru tine e gratuit. Pe mine mă ajută foarte mult la algoritmul YouTube. Dă un share clipului, împărtășește cu prietenii tăi experiențele mele. Iar până data viitoare, la revedere și spor la treabă!